Doamna prim-ministru Gavriliță, dragă Natalia, mă bucură să vă primesc astăzi la sediul NATO. Republica Moldova este un partener apropiat al NATO și suntem pregătiți să continuăm să aprofundăm cooperarea noastră. For almost 30 years, NATO and the Republic of Moldova have worked together in many ways. NATO has helped Moldova to destroy hazardous pesticides, improve cyber defenses, and enhance good governance in your armed forces. We are also grateful for Moldova's contributions to our peacekeeping mission in Kosovo since 2014. Russia's brutal invasion of Ukraine has shattered peace in Europe. It has fundamentally changed our shared security. It has led NATO allies and partners to review and reinforce their security and defense policies. This is a true strategic awakening in Europe. This includes the historic decisions by Finland and Sweden to apply for NATO membership. Russia's war has caused immense economic and social pressure on Moldova. And Russian missile strikes on Ukraine pose a direct threat to Moldova's security. At the NATO summit in Madrid last year, we decided to step up political and practical support for the Republic of Moldova to support your resilience and political independence. At their meeting in Bucharest, our foreign ministers reviewed our support together with Minister Popescu. Tailored support for Moldova will also be on the agenda when NATO defense ministers will meet here in Brussels next week. Domnule prim-ministru, vreau să vă felicit pentru angajamentul pe care îl depuneți în continuarea reformelor din Republica Moldova, pentru adoptarea unei poziții juste de condamnare a războiului condus de Rusia împotriva Ucrainei. Vreau de asemenea să vă transmit felicitările și mulțumirea noastră celor din Republica Moldova pentru generozitatea impresionantă demonstrată pe parcursul acestei crize, ajutând și găzduind refugiați ucranieni pentru aproape un an. Iar în final, vreau să vă mulțumesc pentru oferta de sprijin, inclusiv prin NATO, adresată Turciei, în aceste momente atât de grele pentru întregul popor al aliatului nostru, Turcia. Apreciem în mod profund gestul guvernului dumneavoastră. Doamna premier, vă mulțumesc pentru vizita de astăzi. Dear Prime Minister, thank you again for coming today and I invite you to say a few words. Domnule secretar general adjunct, vă mulțumesc foarte mult pentru această primire călduroasă. Sunt bucuroasă să avem această întâlnire la cartierul general NATO, să continuăm dialogul politic și consultările cu partenerii noștri din alianță. După cum ați menționat, avem o cooperare de mai mulți ani și în cadrul Parteneriatului pentru Pace și în cadrul misiunilor de menținere a păcii. Am avut programe care au ajutat la consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, inclusiv în domeniul protecției civile, apărării civile, apărării cibernetice, comunicării strategice și alte domenii importante. Această întrevedere este o reiterare a sprijinului din partea Alianței într-o perioadă foarte complicată pentru noi toți după declanșarea războiului injust a Rusiei împotriva Ucrainei și această asistență pe care o discutăm va influența în mod direct atingerea de către statul nostru a standardelor democratice și implementarea reformelor în toate sectoarele naționale, inclusiv reziliența în domeniul apărării și securității. Astăzi vom finaliza discuțiile cu privire la modul de implementare a pachetului adaptat al programului de consolidare a capacităților de apărare, care este un instrument important în relațiile Republica Moldova-NATO, construind pe cele ce am realizat în cadrul cooperării noastre în anii precedenți. Vreau să subliniez încă o dată că un accent aparte îl punem pe sprijinul și expertiza NATO în consolidarea
apărării civile și a domeniilor care asigură pacea și stabilitatea în Moldova și în regiunea noastră. Susținem eforturile de coordonare și cooperare dintre NATO și Uniunea Europeană în implementarea practică a asistenței statelor partenere, cum ar fi Republica Moldova. Allow me to thank you for this warm welcome. I am very pleased to have this meeting at the NATO General Headquarters to continue the political dialogue and the practical cooperation that the Republic of Moldova has with NATO. It builds upon years and decades of our partnership under the Partnership for Peace facility, under our peacekeeping missions, and we consider this meeting a strong message from the NATO allies and partner member states, which are ready to provide assistance and support to the Republic of Moldova in achieving democratic standards and goals, as well as implementing reforms in all sectors, including in the area of defense and security. Thank you again, and we look forward to our cooperation. Mulțumesc foarte mult.